Ia ziceți-mi ce hidratați aici. Ce hidratați aici? Un berbecut. Un berbecut la rotisor, pregătit la fața locului. O făcut ceva rău? L-ați prins în... N-am făcut nimic rău. Deci o să-i fie bine. O să-i fie foarte bine. Și nouă și mai bine. Bună ziua! Bună ziua! Să înțeleg că sunteți în misiune? Da, cum să nu? Dar nu vă recunosc, de unde sunteți? Nu aparțin cadrul poliției. De aici, din Herculane? Da, dar nu aparțin cadrul poliției. Păi acum, ajutor. Sunt ajutor. Și cu ce te ocupi? Eu, ca bucătar. Ce aveți voi aici pe grătar? Mici? Mititei la grătar. Ăștia din carne de câine? Nu din carne din câine. Dar? Porc și vite. Se pare că arată din carne din câine? Nu, arată ca și carne de cal. Se pare. Am auzit că aici la Herculane sunt mulți cai. Arată bine? Îndrăzniți, gustați unul. V-ați ales cu un trofeu, văd că ia să. Cam așa ceva, un trofeu. Unde pun capul? Pentru divertițele celorlalți de tablă și șah, să vină la România, acolo. De-aia e bună și alea verzi. Bune, o ia încet și... După materialul prelucrat, să înțeleg că sunteți la frontieră. Da. Polția de frontieră. Vensa. Tu? Să rei. Tu la frontieră. Asta taie că nu avem ce să facem. Păi și ce o să faceți cu cei doi pești? Să nu spuneți că ciorbă de pește. Plachie de pește, saramură de pește. Saramură. Face bucătarul nostru. Să înțeleg că dumneavoastră sunteți bucătarul șef. Da. Păi și ce aveți acolo la grătar? Să facem sărămurică, plachie de pește și un lapte de pasăre de țăr. Păi și o carne. Se pregătește de... Fără carne, doar vegetarian. Da. Păi luat așa că... Fasole verde, pește, văzut pe acelea, nu? Vegetarienii să mănânce ca iepurii și ca iepurii să o facă. Poate ne ascultă alții și ca spune ce să facă. Bun. Dar voi ce pregătiți aici? Un gulaș. E, un gulaș tradițional, voi bistrei. Gulaș lungurez, voi bistrei, asta e un fel de gulaș. Păi cum îl faceți voi acolo pe Valea Bistrei, de altfel?
Sincer, e prima dată când îl fac. Dar o să iasă. Așa sperăm. Vedem la sfârșit. Și sperăm să fie gustos, să fie deja miroase de placul jurului. De mâncat am mâncat, prima dată te parem, nu? Supul ține dar avea, uitul să-ți mă vinoară. O, uitul să-mi ridici, o vrea sfântul. A, nu vrea să morim. Fructe de mare! Ia, ziceți-mi, v-ați mai uitat pe la fasolea verde, cum merge? Asta e o rețetă așa specială, ce ați pus în ea? Unde? Deci, în faza asta, mâncarea este în fierbere. Hai, dați aici, pe drept. Mai filmeze? Dar ce-ați pus înăuntru? Care e este rețeta? Este o fasole verde și un burete pleurotos. După ce o să fiarbă circa o oră, scoatem și măcinăm bureții. Obținem o pastă care o combinăm cu dovlecel și vine de răzuite. Ce mănușă interesant aveți! Acolo a fost! Baroane, ia vezi că domnul... Mănușa de la bijuterie! De protecție! De la bijuterie, de unde aveți? De artă! Nu știu de unde ai cumpărat mănușa! Nici eu nu mai știu! Nu poate fi deranjat, e prea concentrat! Nicu! Dau căricul căs? Nu? Văd că stau bine cu morcovi polițiștii de la Boxa. Foarte bine. Cum merge cu gulașul? Merge bine, e în faza de coacere. Dar cam are spume, ce-a spus? Bere în el, răchie, ce are? Vin de vin, ca să fie cât mai pe lin. Aveți reclamații că micii sunt cu carne de cal? Nu, calul e cu carne de mici. De mine nu mă fie mesea că beau.
Și cred că au și salmonela. Țiganul? Și de tot ce am văzut la lume. Pentru tot ei, să știu. Dar în ultima prună mai scăpăm de el. Ce se întâmplă aici? Cu ce vă ocupați? Văd că mestecați de zor. Nu prea mă pricep, mestec și eu așa. Nu mă pricep. La întâmplare. La întâmplare aici mestec. Aici e pomana porcului. Ce e aici? Pomana porcului. Ce-ați pus în ea? Carne de porc, bineînțeles. Păi de unde ați avut carne de porc? Și porc. Ați fost la vânătoare? Nu. Nu că e închis sezonul. Dar n-am întâlnit cu ușa apă sau ceva? Pentru fratele zonului, din partea autorii, pentru toată lumea, pentru toată poliția de mare sărbească, pentru prietenii noștri, se știe, ai tori! Debatate la mică. Ca să nu trecăm aspectul comercial, ăsta trebuie. Dați în care auzi. Cazul care suflă. Domne, ce se întâmplă aici? Ei mai dăm ta... Facem puțină rechie. Care e procedeul? Cum procedați? Acolo în căldarea se pune o altă rechie de grade mai slăbuță și atunci ne iese palincă. Care dacă doriți? Echipa Voxa pregătește un tort tiramisu, rețetă proprie, acest tort conține biscoturi înmuiate în nes, mascarpone și Seu vestido, 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 seu vestido
Asta viața cu plăcere! Trească și ne joacă!
Asta e lapte de pasăre? Da. Hai să punem mai tare și cine mă stă la obrazul lume asta, ce mai deseori mă trage asta, pentru frații mei ochii mașele, de asta viața cu plăcere. Dragi concurenți, după 6 ore de dezbatere aprinse pe lângă cuptor și ceaun, urmează jurizarea. Aș dori să vă aduc la cunoștință juriul acestei competiții. Din juriu face parte doamna Colțan Maria, domnul viceprimar Domilescu Gore, domnul Stolojescu Grigore, șeful IPJ Caraș Severin, domnul Marian Gruia, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, și din partea Radio Reșița, domnul Dragomir Sebastian. Deci, rog echipele, așa cum au fost trase la sorți, să înceapă să se prezinte la juriu. Prima echipă este echipa Moldova 9, bucătarii Crisuri. Ha? O făcut tradițional pomana porcului. O făcut sărmăluțe de porc. Un foi de varză, nu de viță, numai de varză. Și pâine și cozonac. Cam cât v-a luat toată treaba? Cât ne-a luat ca timp? 5 ore. În primul rând, aveți aici o țară acolo de pește, făcută strâng de mâna noastră, iar la felul 2 aveți un plachet de pește, de cap, cam și som. Iar la desert, un lapte de pasăre, un sultan, am venit un lapte de bou. Acum dumneavoastră vă decide. Vă rugăm să vă decideți. Are servitor. N-ai spus cele de pentru doamnă. Băi, dacă aduceți din Slovenia țuica de dude, era cea mai bună. Domnul Ungea se mi-a oblivit. Am murit azi din fum. Să vedeți care acum. Hai, vă rog, domnul Ungea. Domnul Radu, vă rog să aduceți parcurile lungă folosită. Că... Seba, dar la pește nu-i prohibiție? Cum ori fi prins pe ăsta? Când a fost prohibiție? A fost odată? Prohibiția pe 8. E gata. Cinci. Da. Este o reclamă în România. Țara noastră este mare, cine pură ăla are. S-a pus eu domnul, mai bine, stai urmă. Domnul, ce s-a mai bine? Nu te vede acolo. Un pic picant. Cred că de la sol. Un pic picant și de așa mai ușor. Pâini și unici. Unici suntem. Întotdeauna, fiecare. Tocăniță, foc, foaie. Nu ne face pe astea, dar noi suntem la Dună, că avem ceva special. Auziți și de la meterie. Ce avem acolo? Vă servesc? Domnule Treanță, proveniența, adică de unde e peștele? Domnule Dragomir, este de la Dunăre. Aia am înțeles, dar cine l-a prins? Eu! Dunăre, asta vă invitați mereu la Radio Brișița. Când? Și eu răspund, cum? Care e perioada? Când l-ați prins? Ieri? Săptămâna trecută. Acum două zile. Păi da, important, uite, pentru că vreau să se știe. Este proaspăt, nu este din prohibiție. Are multe capra în cuvânt. Avem și desert. Cine am mult păsări? La desert nu mă bag. Păsărica, cine am mult păsări? Bucătarul. Da, exact. Din gurița acolo. La cum arată, cred că... E ok.
și n-am asta să se dau trei noturi. Prezentarea făcută de cel care prezintă, modul cum e prezentat și gustul. Dacă vă... Acum că l-ați gustat e de pasăre sau de bou? Corect. Dacă vă este regisoară pe domnii care l-au făcut. Deci echipa asta a fost echipa numărul 1. Merzeasca. La final vă dau și un pic. La final. E un ciorbă. A venit și ciorbă. Seba, da. Seba, ciorbă. Și bulașul ăsta internațional. O bucată de carne, domnul vice. Înviți să gustați o carne de la... Foarte bună, eu am gustat. Nu știu care o nimeresc. Cred că de vânat ați nimerit. 100%. E superbă. Bine. Vă rugăm și desert. Și desert și ciorbică e foarte bună. Seba, ai greșit ciorba. Da, știu. Ciorba de pâi. Bate vântul puțin, dar nu e nicio problemă. E de la natură. Ce ciorba aia, de căpșuri? Fudulit de bivoliță, numai pe Valea Bistrei găsesc din astea. Ciorba cu chimene. Și ați cumpărat-o de la... De la... Asta e prăjitură trântită, a scăpat punga pe jos și a băgat-o în cupul și a spus deasupra. Așa vi se pare? Trântită, așa este. Cum e Seba? Ce gust are? Eu am făcut așa. Seba! Pe cuvânt, cu întoarce. Lasă mâncatul, zi-ne și nouă, cum e? Că salivăm! Salivăm aici! Eu dacă așa vă permet deschid un restaurant așa. Chiar așa? Da? Nu e bună, normal. Da? Opriți-vă, să nu mi se facă nou. Ca să se încadreze în timpul de gătit, băieții n-au mai făcut examenul trichinologic, dar carnea e... Zais! N-au veterinarul, uite, doamne, că... Luați și puțină ciorbă, și puțină ciorbă. Și puțină ciorbă, și puțină ciorbă. Ciorbă e format din mai multe persoane. Da, desertul cred că e bine. Da, o țeloare lume. Sau composerțolat, o mare. Au din de lume. Bucătarii vă iubiți. Viața. Se pregătește echipa Hercules din Mâine. Deci, echipa Mâine. Rog șeful echipei să se prezinte și să ne prezinte. Și aici, și aici s-a preparat totul, aici s-a dus porcul, aici s-a pârlit, aici. Cred că pentru asta o să rămânem și mâine. Nu, ne stăm astăzi sau săptămâna viitoare? Puneți-vă la pachet. Dați-mi cheia.
Ne pregătim de două săptămâni pentru organizarea și participarea la acest concurs, a șaptea ediție a bucătarului polițist. Am pregătit un meniu bogat, constând într-un purcel, mai precis, porc, pe care efectiv l-am pregătit aici, în această locație minunată. Sărbăluțe și să nu uităm acest frumos batal, care din păcate au mai rămas foarte puțin, ținând cont că a fost foarte gustos, și o răchie foarte bună și un vin de la noi, de la țară. Zeule. Care vorbește? Care Mircea vorbește? Mircea Chierteș, da. Frate, cum se mișcă cala stat. Cala stat. Ia vezi. Când ajungi de vârsta mea așa... Doar că ești bugetar, hai! Dumnezeule! Da? Se poate, domnul, da? Spuneți-ne cât vă ia ca să pregătiți o cameră, domnul? 7 izvoare, unde prin sprijinul primăriei Băile Herculane și a celorlalți din această zonă, niște oameni sufletiști extraordinari, am reușit să organizăm cea de-a 7-a ediție a concursului nostru Polițistul Bucătar. Câte echipe și domnule? Sunt la acest concurs au participat doar 5 echipe de această dată. Sunt de la Oțelul Roșu, Poliția de Frontieră Moldova Nouă, Poliția Bocșa, Poliția Herculane și de la Inspectoratul Județean de Poliție Caraș-Severin. Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual. Sunt astăzi de la Băile Herculane, la invitația colegului meu, președintele organizației din Caraș-Severin, și alături de toți colegii, astăzi am participat la acest concurs Polițistul Bucătar, care sperăm noi s-a desfășurat într-o atmosferă mai mult decât prietenească, o socializare a tuturor polițiștilor alături de familii și prieteni. Cum te-a noastră? Sunt președintele Sindicatului